Domnule Bădin, de la fracturile logice ale domnului Ghișe până la psihanaliză nu e decât un pas. Eu zic să nu Psihanaliza o există. face Eu zic să nu există. Aveți și pastile sfera pe masă ficțiunii ideale și face psihanaliză. Da, eu cred că dacă domnul Ghișe ar aprofunda tema legitimității și ar pune întrebarea dacă nu, Doamne, 288 de parlamentari, care sunt diferența între 588 și 300, dacă nu cumva 288 de parlamentari sunt într-un fel o ofensă la adresa poporului care a votat în decembrie 2009 o reducere a numărului de parlamentari. Dumneavoastră ați vrut să fiți parlamentar și n-ați putut și acum sunteți ofticat. Nu, eu am, simplu, eu am parlamentul votat, actual e legit. Domnul Ghișe, eu am votat în 2009 ca mulți cetățeni și eu când eram copil. Pentru reducerea numărului de parlamentari. Președintele a revenit cu o temă actuală, cred că este actuală și din perspectiva reducerii cheltuielilor statului și din perspectiva legitimității poporului care este constituțional și nu ați ignorat complet aceste mesaje.